Dermatita atopică este o boală frecventă la nivel mondial, cu o prevalență în creștere. Afectează în mod egal bărbații și femeile și reprezintă circa 10 până la 20% din trimiterile medicilor de alte specialități către dermatologi. L-am invitat pe domnul doctor Alin Nicolescu, medic primar, dermatolog și secretarul Societății Române de Dermatologie, să discutăm despre managementul pacientului diagnosticat cu dermatită atopică. Aș vrea să începem mai întâi cu a descrie acest management. Cum l-ați descrie? În primul rând, să rămâne mulțumesc de invitație. Bună ziua tuturor ascultătorilor noștri. Este un management complex, pentru că ați pus problema foarte bine de început, zic eu, anume pacientului diagnosticat. Pentru că o mare provocare este chiar diagnosticul acestei afecțiuni, care este extrem de greu uneori de făcut din cauza unui polimorfism lezional. Și practic nu avem niște leziuni tipice de dermată atopică. Diagnosticul se pune într-un alt context, dar în fine. Însă odată diagnosticat pacientul, sigur că el trebuie controlat. Și iarăși îmi aleg foarte bine termenii, nu spun neapărat tratat, pentru că trasăm niște pusee, dar ideea este să controlăm pacientul respectiv, să controlăm activitatea bolii chiar și atunci când nu sunt leziuni active, chiar și atunci când pacientul are senzația că este într-o remisiune clinică. Pentru că el de fapt nu este. Pielea este o piele aparent sănătoasă. La baza dezvoltării dermatitei atopice este un proces inflamator, este o boală inflamatorie de tip 2. Iar acest proces inflamator, sigur că are acutizări atunci când avem leziune, atunci când simptomele sunt cel mai greu de suportat, dar nu dispare complet nici măcar atunci când leziunile nu se mai văd, nu mai sunt evidente, iar pacientul trăiește cu falsa impresie că în acest moment m-am vindecat. Și de ce spun că este complex? Pentru că dacă nu tratăm și pacientul, sau nu îl controlăm, nu neapărat cu medicamente, cu produse dermatocosmetice, cu produse dedicate acestei afecțiuni, dacă nu îl controlăm, o să vedem că avem recăderi din ce în ce mai des și avem la o intensitate din ce în ce mai mare. Controlând și făcând acele terapii, noi le spunem proactive, o să vedem că pacientul se află o perioadă mult mai lungă de timp într-o stare de bine. În ceea ce privește recăderile, avem, să zic așa, o statistică privind frecvența lor? Nu, aceste acutizări, flare-uri, cum mai apar ele în literatura anglosaxonă, literatura specialitate, aceste recăderi variază, pentru că ele sunt influențate de foarte mulți factori, influențate de factori de mediu. De exemplu, avem exista pe vremuri și este parțial adevărată acea idee că vara dermata atopică se ameliorează. Da, vara se ameliorează dacă mergem undeva unde este o căldură uscată. Dacă mergem, de exemplu, undeva unde este o căldură umedă, se agravează. Deci, iată un exemplu de factor extern care poate agrava și poate declanșa un nou episod. Apoi, să nu uităm că dermata atopică este una în acele afecțiuni în care tu trebuie să fii foarte atent când îți alegi, de exemplu, hainele. Sunt anumite texturi pe care pielea ta nu le suportă. Și iarăși, avem un moment nefericit de inspirație, să zic așa, dacă vreți o licență poetică, în care, sau o metaforă, în care alegem o haină care ne place, dar care nu este deloc adecvată tipului nostru de piele. Și atunci, sigur, iată, o altă cauză. Și multe, multe astfel de cauze. În general, recăderile sunt cam 3-4 recăderi importante într-un an, dacă, sigur, nu apar factori agravanți. Și dacă avem mai mult de 3-4 recăderi, ce putem spune? Tratamentul este același și, în general, pentru formele ușoare, sigur că se recomandă un tratament topic, probabil că o să discutăm subiectul, iar pentru formele moderate severe, se recomandă un tratament sistemic. Chiar a fost de curând consensul de la Delphi, am făcut și o parte reprezentând România în grupul acesta internațional de lucru, în care s-au dezbătut ideile, s-au încercat cuantificările corecte pentru boală, în ceea ce privește mai ales gradul de severitate, și s-a convenit aproape în unanimitate că formele moderat severe, până acum erau doar formele severe, să fie tratate sistemic. Și spuneam, de aceea noi recomandăm pacienților noștri un tratament de lungă durată, mai ales că acesta este posibil, mai ales că în general terapiile pe care le avem la dispoziție au un grad mare de siguranță. Autoritățile ne ajută și chiar ne-au aprobat toate terapiile acestea moderne, de ultimă generație, deci practic nu este niciun impediment pentru a controla boala pe termen lung. Din perspectiva medicului, care sunt cele mai importante aspecte de care trebuie să țină cont atunci când tratează pacienții cu dermatită atopică?
Dermatatopică este o boală puțin atipică. Ea are o povară extraordinar de mare, dar are o povară, în primul rând, din cauza simptomatologiei. Deci dacă în alte boli, de exemplu, un psoriazis, povara bolii este dată mai ales de acea stigmă, care uneori, pe nedrept, bineînțeles, este pusă asupra pacientului cu psoriazis și nu atât de simptomatologie. În dermatita atopică, cel mai important lucru este pruritul. Este un prurit groaznic. De foarte multe ori, pruritul din scabie pare așa, aproape nimic pe lângă pruritul din dermatita atopică. Acești pacienți, mai ales în formele severe, dar chiar și moderate, nu se odihnesc noaptea. În fiecare noapte se trezesc de câteva ori ca să se scarpine, nu suportă absolut niciun fel de înveliș, de multe ori nici materialul pijamalei respective sau ceea ce doarme. Și atunci noi trebuie, pentru a câștiga încrederea pacientului, pentru a controla, pentru a-l face să fie aderent la această terapie, noi trebuie să cupăm aceste simptome. Așa încât spun că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să încercăm să stopăm pruritul acesta sau oricum să-l diminuăm. Consecința este că pacientul va avea o calitate vieții mai bună, va dormi noaptea mai bine, capătă încredere, va înțelege ce înseamnă boala, va înțelege că boala poate fi controlată și atunci cu siguranță va urma tratamentul prescris. Care sunt costurile pentru pacient, dar și pentru societate atunci când vorbim de dermatita atopică? Întrebare grea. Costurile, sigur, pentru pacient, din fericire, cu cât boala este mai gravă și pacientul necesită un tratament mai scump, cu atât costul este mai mic, pentru că de cele mai multe aceste terapii sunt gratuite, sigur, respectă niște protocoale terapeutice sau oricum într-un grad mare de compensare. Ceea ce trebuie însă să-și cumpere pacientul în permanență este acel emolient și în general sunt acele produse de îngrijire a pielii care sunt absolut necesare. De ce? Pentru că dermatita atopică are două teorii. Are teoria din exterior în interior și din interior în exterior vis-a-vis de dezvoltarea acestei afecțiuni. Ambele au drept cauză sau consecință, depinde de unde privim. Dacă privim teoria din exterior în interior este cauză, dacă privim teoria din interior spre exterior este consecință. Această modificare a tegumentului, această pierdere a integrității tegumentare, a funcției de barieră tegumentare și mai ales această piele uscată. Repet, dacă pielea este uscată genetic, este teoria din exterior, germenii pătrund prin pielea uscată, de aceea asta înseamnă microfisuri, dau drumul unui proces inflamator și dezvoltă boala. Dacă nu este genetic pielea afectată, există anumite autoantigene, anumite pot fi alte afecțiuni asociate care prin mecanisme inflamatorii, prin citochine proinflamatorii, declanșează boala din interior. Consecința, la un moment dat, este inclusiv această alterare a lipidelor cutanate din statul epidermic. Deci, este absolut necesar să refacem funcția de barieră a pielii. Și de aceea spuneam că avem nevoie de aceste produse de îngrijire a pielii, dar produse dedicate, produse recomandate de doctor, produse pe care de cele mai multe ori le găsim în farmacii, pentru că ele conțin ingredientele necesare. Nu orice cremă emolientă, hidratantă, nici nu este suficientă. Iată, deja avem doi termeni diferiți pe care uneori îi confundam. Puneam hidratare, emoliere, e același lucru. Nu e același lucru. Hidratarea înseamnă să folosesc ceea ce am eu în pielea mea, când emolientul înseamnă un adaos de substanță. Deci ei trebuie să-și ia aceste creme la recomandarea medicului pe care să le folosesc. Acesta ar fi costul, să spunem, major. Pentru formele moderat severe, acolo unde avem terapii biologice sau terapii cu moleculă mică, cu mecanism intracelular, acei inhibitori de JAK, chinaze, tratamentele sunt gratuite, sigur, respectăm, așa cum spuneam, protocol. Pentru societate, costul nu este foarte mare dacă noi îngrijim un pacient. Costul medicamentului poate fi mare. Dar dacă ne gândim la ceea ce înseamnă costul pe societate pentru acest individ, și mă refer aici la absenteism, din cauza acestor probleme și a concedii medicale pe care cine le suportă? Până la urmă tot societatea, că este un privat, că este lucrează la stat, undeva acești bani sunt cheltuiți tot din societate. Sau vorbim de presenteism, care este cel mai des întâlnit aici, spuneam că ei nu se odihnesc noaptea. Vă dați seama că a doua zi nu sunt în capacitatea maximă de a-și dezvolta activitatea curentă, ceea ce trebuie să facă, la serviciu, la școală, unde doriți. Ei se duc și fac lucrurile prost. Este mai bine să nu te duci decât să te duci să faci lucrurile prost. Și anumite studii și pe alte afecțiuni au arătat că, în general, presenteismul are niște costuri de 3-4 ori mai mari decât absenteismul. Deci costurile pentru societate ar fi mai mari dacă am avea un pacient necontrolat decât
plata unui medicament, sigur, poate uneori scump, dar care îmi controlează boala, face o reinserție socială a pacientului, a individului respectiv și acesta are o viață normală. Nu mai punem la socoteală calitatea vieții, că până la urmă și acest lucru trebuie, sau poate este primul lucru care trebuie să ne intereseze, ca noi să-i oferim pacientului o viață normală. S-a schimbat puțin acea paradigmă a trăi sau a muri în medicină, ci este vorba în a trăi cu o calitate a vieții bună. Asta dorim astăzi. S-a făcut vreun calcul cu privire la cât costă această boală în România? Nu s-au făcut calcule, sau dacă s-au făcut, nu le am eu în acest moment. Ceea ce pot să vă spun este însă că avem acces la toate terapiile, deci probabil că s-a gândit acest lucru și la cei care au putere de decizie și pe această cale le și mulțumesc, pentru că au înțeles și au aprobat toate terapiile noi. Repet, trebuie să respectăm doar niște pași, sunt aceiași în toată lumea. Avem astăzi pentru tratament în România, în dermatita atopică, exact ce se găsește peste tot în lume. Deci pacienții noștri pot să beneficia de același tratament de care beneficiază oriunde. Vă mulțumesc mult de tot!